Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună ziua, bine v-am găsit, stimați telespectatori. Sunt onorat să-l salut pe domnul conferențiar universitar dr. Marius Micu. Domnia sa este decan al Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnule profesor, am filmat zilele trecute deschiderea anului universitar. Am, în egală măsură, am fost la, chiar acum câteva zile, două, trei zile în urmă, că vineri, sâmbătă, duminică, au fost toamna horticolă. Evenimente foarte importante pentru mediul universitar agronomic, sau cum să spun, din domeniul agronomic, pentru că am văzut reacțiile, am văzut oamenii, greutatea invitațiilor. Am înțeles că ați fost ieri, azi, la deschidere a anului universitar, la niște filiale, sau cum se numesc, extensii ale dumneavoastră? Da, într-adevăr, e un moment important pentru că în mediul academic, pentru că am avut deschiderea anului universitar și ne-am bucurat de prezența invitațiilor care au răspuns afirmativ la invitație. Invitați care vin, cel puțin, ca, trebuie să discutăm și despre deschiderea la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. Ați avut la chiar zi, din câte știu. Da, pentru că deschiderea a fost pe universitate, după care a urmat deschiderea pe facultăți și totodată la nivel de facultate ne-am bucurat și pe lângă prezența invitațiilor din partea autorităților, ne-am bucurat și de prezența invitațiilor care vin din mediul privat, care de fapt sunt partenerii noștri în activitatea de zi cu zi, pentru că participă la evenimente, pentru că susțin Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală și mai mult de atât susțin studenții Facultății de Management și Dezvoltare Rurală prin diverse acțiuni. Fie că vorbim de locul unde ei își desfășoară stagiile de practică, fie că vin cu oportunități de angajare și pentru noi este foarte importantă această legătură cu mediul economic. În ceea ce privește extensiile, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală are două extensii, și anume are o extensie în județul Călăraș, în Călăraș, și cea de-a doua este în județul Olt, în Slatina. Și astfel avem o prezență mai mare în teritoriu, ceea ce vine și răspunde nevoilor din teritoriu, în sensul că, bineînțeles că din aceste județe, absolvenții de liceu, cei care iau bacalaureatul, vin către mediul universitar din București, fie că vorbim de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, fie de alte universități, dar iată că prin intermediul acestor extensii cei care nu își permit costurile de ce înseamnă un învățământ într-un alt oraș, într-o capitală a țării, până la urmă sunt costuri destul de ridicate, pot face studii universitare la nivelul județului de, sau mă rog, în orașul de unde ei vin și, mă rog, e mai ușor, e mai facil. Este mai facil prezența totodată, iar pe de altă parte nu deservim doar județul Călăraș sau municipiul Călăraș, și sunt și județele și orașele limitrofe, precum și în județul Olt, în municipiul Slatina, se întâmplă la fel. Deși avem Universitatea din Craiova destul de aproape. Domnule decan, aș vrea să mai vorbim un pic despre facultatea dumneavoastră. Câți studenți aveți în anul întâi și cât pe total facultate? În anul acesta, pe toate formele de învățământ, înțelegând licență și master și doctorat. Da, mă refeream la forma de învățământ, că avem cursuri la zi, la învățământ cu distanță și învățământ fără frecvență și, într-adevăr, pe niveluri, pe licență, master și doctorat. În anul întâi
am convins 1082 de studenți. Acum studiile la noi sunt de 4 ani. N-am putea replica 1000 de studenți pe anul 4, pentru că, bineînțeles, mai avem, ne confruntăm cu abandonul școlar, cu retrageri și suntem undeva la 3500 de studenți. Înțelegând 4 ani plus 2 master, nu? Așa e regulă. Exact, 4 ani și nivelul 1 și nivelul 2, da. Dar în acest calcul, după cum am spus, trebuie să includem și extensiile, dar da, și celelalte două forme de învățământ pe lângă zi, învățământul, da, la distanță și cel cu învățământul cu frecvență redusă. Eu nu mai știu, a fost o formă de examen sau e vreo formă de examen la dumneavoastră sau e doar pe dosare și poate la medicină veterinară, dacă e cumva o test? La noi la facultate este concursul este, mă rog, este pe dosar, pe media opțiune. Media de la bacalaureat? Media de la bacalaureat este o medie între media de la, o pondere de fapt din media de la bacalaureat și o disciplină la alegere, dar totodată în procesul de admitere contează și eseul, pentru că ei trebuie să depună și un eseu. Depinde de ce formă de învățământ discutăm. Am înțeles. Și la medicină veterinară? La medicină veterinară se susține examen scris. Biologie, probabil, nu? Nu pot să mă pronunț. Am înțeles. Sunt colegii noștri din universitate. Am mai avut discuții cu cei de la Iași. Sunt colegii noștri din universitate, dar... Fiecare are voie să... prezinte sau să-și aleagă varianta pe care apoi rectoratul să o aprobe. Da, da. Se aprobă în forurile de conducere. De conducere. De ce ar vrea cineva să continue cursuri la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală? Aveți și alte profiluri? Bun, aceasta este facultatea. Vorbesc strict de facultatea dumneavoastră. Da. Acum, în ceea ce privește specializările la nivelul de licență, noi avem două specializări, și anume ingineria și managementul afacerilor agricole. Această specializare se găsește și în extensii, nu numai la București. Iar cea de-a doua specializare, nu că ar conta ordinea, dar trebuie să le punem într-o ordine, este reprezentată de ingineria și managementul în alimentație publică și agroturism. Asta la nivel de licență. La nivel de programe de master, avem o paletă mai largă, mai vastă, și anume avem 7 mastere active în prezent, dintre care unul este în limba engleză. Dacă este să amintim câteva din cele 7, putem spune că avem un master de agribusiness, un master de dezvoltare rurală, managementul calității și inovației este un alt master, audit intern este un alt master, inclusiv management în alimentația publică și agroturism și nu în ultimul rând managementul ospitalității și masterul de agroturism este și în varianta în limba engleză. Da. Și cred că le-am enumerat pe toate. Da. Care e gradul de absorție? Noi am mai vorbit pe tema asta. Eu sau copilul nostru, copilul meu, de ce ar veni? Și când spun asta mă gândesc, unu, dacă are vocație sau dacă va face față, doi, dacă are un grad de absorție, mă rog, aș găsi loc de muncă apoi. Da. Și trei, dacă poate să se perfecționeze cu doctorat, cu știu eu ce alte, poate chiar în învățământ, nu știu. Da, bineînțeles că poate face acest lucru, pentru că după ce termină studiile la nivel licență, acesta poate merge la nivel de program de master, după care, bineînțeles, avem programul de doctorat, domeniul de doctorat, unde poate să-și continue studiile. În ceea ce privește celelalte două puncte pe care dumneavoastră le-ați expus, ar trebui să vă răspund printr-un exemplu, de fapt prin prezentarea situației actuale și dacă este să ne uităm la ce profil al studentului sau, mă rog, al absolventului de liceu care vine spre noi în anul întâi, putem spune că o mare parte dintre aceștia vin din mediul rural, dar avem și din mediul urban studenți. Adică ca procent cât? 50%? Predomină, 50? Nu, este mai mare din mediul... De 60, să spunem, măcar, din mediul rural, este mai mare ponderea din mediul rural și trebuie să mă refer un pic la calitate, în sensul că dacă de-a lungul anilor avem un trend descendent ca și număr de
absolvenți și cunoaște motivele, natalitate scăzută, mai puțin care dau bacalaureatul, mai puțin care iau bacalaureatul și tot așa, trebuie să vorbim din punct de vedere calitativ, pentru că constatăm o creștere a calității studenților care vin, pentru că, în primul rând, vin din domeniu, adică părinții acestora au desfășoară activități în mediul rural. Putem să spunem aici, fie că au afaceri în agricultură, fie că au pensiuni sau agropensiuni în zona de munte, și atunci vin cumva targetați și vin și cu un bagaj de cunoștințe destul de solide, pentru că cunoaștem faptul că trăind într-o astfel de familie unde se desfășoară un business, deprinde anumite cunoștințe de bază care le permite mai ușor acumularea de informații, și totodată vin foarte mulți copii care vor să, care nu au afaceri în domeniu, familiile acestora nu au afaceri în domeniu, însă vor să lucreze în administrație. Pentru că, să vă răspund și în ce înseamnă absorpția, sunt foarte bine la acest capitol, pentru că plaja unde ei pot să-și găsească de muncă este una destul de mare. Fie că vorbim în mod direct de afacere agricole sau în partea aceasta de turism, agroturism, trebuie să amintim și faptul că pot, după cum v-am spus, și după interesul acestora, că merg în zona de administrație, fie că la nivel local, județean sau național, dar totodată merg și către serviciile conexe. Și avem studenți care merg în bănci, pentru că băncile astăzi și-au dezvoltat programe de finanțare specifice pentru domeniile noastre de activitate și atunci caută specialiști și vin. Dacă ați observat, când ați fost la deschidere, ați văzut prezente foarte multe bănci care discută cu studenții, bineînțeles cu cei din anul întâi, și trebuie să amintim și zona aceasta de fie de servicii în domeniile noastre de activitate sau chiar de zona aceasta de agribusiness, unde întâlnim inputurile, fie că vorbim de pesticide, fertilizanți, și iată că plaja noastră este una destul de largă. După cum bine știm, salariile sunt destul de atractive în domeniul nostru de activitate, comparativ cu alte domenii, și iată că acest lucru face ca un loc la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală să fie dorit și să corespundă nevoilor și, de fapt, așteptărilor. Fie că vorbim de studenți, fie că vorbim de părinți. Mai trebuie amintit și faptul că agricultura, dacă este să ne referim strict la partea de agricultură, deși și celelalte domenii, domeniul s-a digitalizat destul de mult. Dacă ne uităm la echipamentele cu care lucrăm astăzi în agricultură, fie că vorbim de un tractor sau o combină de recoltat, deja este foarte digitalizată, au foarte multe componente digitale, deja este destul de complicat de a lucra cu un astfel de utilaj care are o valoare destul de mare. Poate să fie și 200.000 de euro. Poate să fie mai mult de 200.000 de euro, se duc și la valori de 500.000 de euro. Însă, noi pregătim studenții pentru a conduce la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, pentru a ști să gestioneze toate aceste resurse, pentru a obține acel profit care să le asigure bunăstarea, și totodată pregătim, spun eu, noua generație, generația de mâine, care va avea capacitatea și cunoștințele de a schimba până la urmă fața României, cel puțin în domeniul nostru de activitate. Aveți și studenți străini sau aveți... Da, avem și studenți străini. O grupă sau un an de studiu în limba engleză sau franceză? Anul respectiv la care faceți referire este obligatoriu pentru acestea înainte de a se înscrie, pentru a putea să se înscrie de fapt la unul dintre programele noastre, dar avem și studenții străini. Din zona francofonă sau și engleză? Din zona francofonă, cu precădere. Nu sunt foarte mulți, însă începem să
să avem, pentru că depunem eforturi în ceea ce înseamnă internaționalizarea, atât la nivel de facultate, dar și la nivel de universitate, mai ales că atât la nivelul universității, cât și la nivelul facultății am deschis programe în limba engleză și vom continua să facem acest lucru. Pot învăța și copiii noștri în limbă franceză sau în limbă engleză? Pot să se înscrie acolo dacă da, vor. Bineînțeles. Mă gândesc că unii chiar își doresc să lucreze Bună parte dintre studenții care se înscriu la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, după cum am spus, avem un singur program, este la master în limba engleză, avem doar limba engleză. Și bună parte din studenții care s-au înscris la acest program de masterat sunt studenți români, absolvenți de licență în România, fie că au absolvit la noi, în cadrul facultății, programul de licență, fie că au absolvit în alte universități. Dacă gradul de absorție este unul sporit, cu siguranță ei vor fi interesați, mai ales că, din câte știu, aveți și aceste posibilități de studiu doctoral, postdoctoral, nu mai vorbim de tot felul de proiecte Erasmus, da, care pot să-i perfecționeze, da, uite, bine atât ați spus, pe studenți, cât și pe profesori, până la urmă. Am vorbit doar despre străinii care pot veni în România și ați punctat bine, bineînțeles că studenții români care sunt înscriși la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală sau la una din celelalte facultăți din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București pot studia într-o altă universitate în străinătate, pot urma fie un semestru, fie un an, două semestre, ori fie pot merge la programe de perfecționare sau stagii de practică, iar susținerea din partea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, să știți că este una substanțială, care le asigură componenta financiară pentru a putea acoperi cheltuielile în afara țării. Și susținem foarte mult studenții de a face acest schimb de experiență, până la urmă, pe lângă bagajul pe lângă acumularea de cunoștințe, trebuie să vadă și un alt sistem educațional, le va fi foarte util, dar mai mult trebuie să vadă și ce se întâmplă în mediul economic din Europa, până la urmă, deși aceste programe se adresează și pentru alte țări din afara Europei. Dar cel mai important este, și eu le spun acest lucru, îi încurajez să plece în astfel de programe, schimb de experiență, pentru că le va aduce valoare adăugată și implicit îi va ajuta în carieră, dar le recomand de două ori să se întoarcă în România și să acea valoare adăugată să contribuie la bunăstarea României. Să investească aici. Ce programe aveți în perspectivă? Că discutam data trecută că aveți și săptămâna viitoare și cealaltă tot felul de lucruri pe care le aveți de dincolo de cursuri și de școală, mă rog. Da, într-adevăr, pregătim în perioada 21, dacă nu greșesc, 21-27 octombrie, cea de-a treia ediție a conferinței Pro-Rural. Iată că am ajuns la trei ediții. Această conferință este anuală și are mai multe componente. Nu este doar o conferință, este o săptămână dedicată dezvoltării rurale, despre satul românesc, despre cum să menținem satul românesc, dar în egală măsură să și dezvoltăm satul românesc. Și pe lângă această conferință avem și un târg organizat cu aproape 100 de producători cu produse tradiționale din România, precum a fost și anul trecut. Târgul va începe efectiv pe, cred că dacă nu greșesc, pe data de 23, adică miercuri.
neavând un calendar în față, miercuri și ține în, de miercuri până, până duminică. Se va desfășura în campusul Agronomie, adică pe Bulevardul Mărăși numărul 59, în curtea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Totodată mai avem ca și activități Parlamentul Tinerilor din Mediul Rural, avem și un bal caritabil ca și în anii trecuți, unde balul își propune ca, bineînțeles ca orice bar caritabil, să strângă fonduri care să vină în susținerea copiilor supradotați din zone sau medii defavorizate din mediul rural. Așa nu, că vă așteptăm așa la târg. Așa că vom fi la târg. Da. Până atunci, nu pot să nu vă întreb în 5 minute care ne-au rămas, ați fost secretar de stat, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, cât de mult v-a folosit și cât timp studiile, pentru că management și dezvoltare rurală se potrivește cu ceea ce trebuia să face și ați făcut, de altfel. Ne-am și întâlnit atunci cu dumneavoastră de câteva ori în proiectele pe care le aveați la Ministerul Agriculturii. În primul rând, trebuie să spun că sunt produsul, cu ghilimelele de rigoare, al Facultății de Management și Dezvoltare Rurală. Adică sunt produsul, am fost student și sunt absolventul facultății pe care astăzi o conduc. Și nu numai la nivel de licență, am urmat și masterul, dar și, bineînțeles, doctoratul. Și toate aceste informații în toată această perioadă m-a ajutat foarte mult în carieră, și în poziția de secretar de stat, dar și în celelalte poziții în care m-am regăsit de-a lungul timpului. Acum, toate aceste poziții despre care discutăm sunt cumva în domeniul de activitate și de aceea amplific lucrul acesta, pentru că cunoștințele mi-au consolidat și uneori mi-a fost foarte ușor, ori m-au ajutat să gestionez foarte bine situațiile. Pentru că știți bine că activez și în reprezentarea intereselor la nivel național și european. Am fost vicepreședintele COPA din cadrul COPA COCECA, cea mai mare organizație la nivel european, dar activez în continuare ca și vicepreședinte în Federația Națională Pro-Agro. Și iată că cumva parcursul în carieră a fost în domeniu, studiile au fost în domeniu și mi-au fost de mare ajutor pentru a gestiona toți acești pași, care uneori au fost destul de complicați. Fie că am avut situații grele de gestionat, fie că au fost foarte mulți bani în măsurile pe care trebuia să le adoptăm sau să le gestionăm la momentul respectiv. Și clar că nu aș fi putut face față dacă n-aș fi trecut în mod corect pentru un proces educațional în domeniul de activitate, pentru că vedem astăzi că, nu vreau să spun cu părere de rău, dar avem specializări, dacă le avem, și activăm în alte domenii. Dar cumva toată cariera mea s-a concentrat în zona asta de dezvoltare rurală, fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de activități non-agricole. Și mai mult de atât, a contribuit și faptul că, trebuie să spunem și acest lucru, că am venit din mediul rural. M-am născut... Sunteți de la țară. Sunt de la țară, cum se spune. M-am născut la țară, școala generală, în județul Argeș, comuna Căldărar. Am crescut la țară, într-o familie care a avut preocupări în zona asta de agricultură, dar bineînțeles că au avut preocupări și în zona economică, fiind de specialitate în zona aceasta, și cunosc satul, bineînțeles că nevoile satului, și atunci știți cum se spune, pământul te trage sau te leagă de glie. Și cumva, probabil și aici a contat foarte mult în crescând la țară, activitățile familiei m-au condus către domeniul ăsta să deprind mai multe cunoștințe. Da, eu sunt onorat că ne-am văzut astăzi cu ajutorul celui de sus, acum și e 21 octombrie, nu? Da. 21 este perioada de organizare, miercuri. Da, deci 23 miercuri. Da, dacă nu greșesc. 23 octombrie, sper să fim împreună la ceea ce înseamnă
conferința pro-rural. Și nu numai 23, din 23 până în 27. Aoleu, vreo două zile așa stăm noi, vedem în restul colegii mei din București. O să vedeți 100 de producători, diversitate de produse din toate colțurile țării. Așa că vă așteptăm. Cu drag și prietenie, vă spun cele bune, domnule conferențiar universitar, dr. Marius Micu, și vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți. Vă mulțumesc și sunt onorat pentru o invitație. Un gând bun și echipei din care faceți parte, domnului rector Câmpeanu și celorlalți. Bineînțeles, fără sprijinul... Pro-rector, decan... Faceți echipă, asta am constatat. Facem echipă și fără sprijinul domnului rector Sorin Mihai Câmpeanu, campusul și din punct de vedere al infrastructurii... Și dezvoltarea pe dar care și a resursei umane specială, de da. Înaltă calitate nu ar fi fost posibilă. Da, cele bune. Încă o dată, numai bine de aici, de la București, și succes. Și o toamnă bogată, că ați început cu horticultura și atât continuați cu celelalte domenii. Numai bine. La revedere. Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,